cu cât ne îndepărtăm mai mult de lumea care a originat Scriptura, de destinatarii originale ai Scripturii, cu atât sunt șanse mai mari să ne înstrăinăm și de mentalitățile care au fost acolo. Nimic de zis sunt lucruri care s-au păstrat. Oamenii, tot oamenii au rămas, au nevoie să mănânce, au nevoi naturale care au rămas neschimbate. Noi nu credem în evoluția omului și nu avem dovezi să credem că omul a evoluat, așa cum cred umaniștii, din amibă și până la maimuța evoluată care suntem astăzi. Nu credem în asta. Credem că omul dintotdeauna a fost aceeași ființă cu aceleași nevoi. Contextele sociale, culturale, istorice s-au schimbat de parcursul timpului și aici s-ar putea să fie lucruri care pentru noi nu mai rezonează la fel ca și pentru destinatarii originari. Am auzit relatări despre oameni care, atunci când au citit Ioan 10, superbul pasaj, sau Psalmul 23 despre Dumnezeu, sau Domnul Iisus ca păstorul nostru, nu s-au putut racorda nici cum la ideea asta. În China au văzut niciodată oi și nu aveau păstări. Aveau porci, în cel mai fericit caz, și aveau porcari. Și porcarii se purtau ca porcul. Porcul. Ok? Și pentru ei a fost nevoie de un efort exegetic foarte mare să poată să înțeleagă etosul, valoarea care stă în spatele acestui text. Și atunci a fost nevoie să fie educați cu privire la relația dintre un cioban și oile sale și turma sa în Orientul apropiat, care este mult diferită de relația dintre un cioban român și oile sale. Dar cumva din inerție și noi presupunem că anumite lucruri le știm, dar le știm greșit. Dar totuși noi ne putem raporta la o astfel de situație, pentru că am văzut oi, am văzut ciobani, dar Domnul nu este ciobanul ăla penal, comărășească în colțul curii, care suduie pe oi. E cu totul altă imagine. Și care nu a avut altă înțelegere cu privire la îngrijirea oilor decât asta, cu siguranță nu va înțelege Psalmul 23. Okay. Cu atât mai puțin Ioan capitolul 10. Sunt lucruri care țin de educație, de cultură. Bineînțeles, poți să treci peste toate astea dacă iei textul de maniera pe care unii, chiar dacă zic că nu o recomandă, totuși o practică ocazională. Doamne Iisuse, dă-mi bucur. Mi-a căzut ochii pe termenul ăsta. În cazul ăla, n-are rost să mai facem exegeză. Ok? În cazul ăla, chiar oricine știe să interpreteze Biblia. Noi ce facem aici, este altceva. Pentru munca asta, n-ai nevoie de niciun fel de educație. Pentru asta nici nu trebuie să faci seminar. Pentru asta trebuie să faci altceva. Dar mă tem că astfel de prelucrări ale textului biblic ar putea să fie numite mai degrabă superstiții și pentru asta s-ar putea să iei Bhagavad Gita la fel de bine ca și Biblia. N-ar fi nicio diferență. Ok? Deci mă tem că această falsă concepție mai mult ne încurcă decât ne face bine. Nu vreau să cred însă corolarul că numai unii știu să interpreteze Biblia și să băgăm interpretarea Scripturii într-o tagmă a preoților sau a savanților care cărora le este rezervată abilitatea, dreptul, responsabilitatea de a interpreta Scriptura. Nu cred. Dar, pe de altă parte, știu că în Scriptură, în Vechiul Testament, cel puțin, exista o tagmă a oamenilor care se îndeleniceau cu această practică și care făceau trasee prin popor atunci când lucrurile mergeau bine și religia vistă o ducea bine. Leviți și preoți care mergeau și dădeau învățătură poporului. Și pentru asta erau plătiți să facă. S-ar prea putea să fi pierdut dimensiunea asta. Dar Domnul ne învață că sunt unii în poporul lui Dumnezeu care au menirea ca să desăvârșească poporul făcând tocmai asta. Nu? Să dea învățătură. Nu să facă evanghelizare, nu să întemeieze biserici, nu să facă pastorală, ci să dea învățătură. Și probabil că exact asta se întâmplă acum cu voi, în anii de studenție, când primiți învățătură. Când sunteți într-un mod intensiv, băgați în câțiva ani, dintre ăștia foarte riguroși și intensivi, în care încercați să acumulați ceea ce probabil ați fi acumulat în de două sau de trei ori mai mulți ani, în alte condiții.
cu scopul ca să fiți mai bine echipați, să puteți merge mai departe la un alt nivel, să diseminați învățătura. Asta nu vă face pe voi să fiți așa numiți gatekeepers, cei care au cheile, numai ei știu să interpreteze. Nu, dar voi sunteți mai abilitați, sau ar trebui să fiți mai abilitați. Și chiar mai abilitați să discerneți între falsele interpretări și adevărate interpretări, între interpretările care sunt manipulate sau cele care sunt cu prea multe prejudecăți și cele care sunt autentice. Da. Vor veni oameni care să zică, uite, am auzit și asta și cealaltă, eu acum ce să cred? Și tu să nu-i spui A e corect sau să dai cu bani. Să-i spui, cred că A ar fi corect din punctul ăsta de vedere sau B este așa. Nu ești pus să iei decizii în locul oamenilor, ci să-i ajut să gândească corect. Okay, până la urmă, nu vreau să zic că interpretarea Bibliei este o chestie relativă. Că sunt lucruri care se înțeleg, dar pe altele nu le putem înțelege. Deci trebuie să fim onești cu noi înșine și cu oamenii pe care îi slujim, să zicem, aici nu cunosc mai mult. Asta e un text la care mai caut încă lumină. Voi mai căuta. Deci, nu putem cădea nici în a doua extremă, în a doua falsă concepție, să zicem că, până la urmă, Biblia este o chestie atât de laxă, încât ai atâtea opinii pe baza acelui text, încât nici nu ai rost să te mai omori. Consecința naturală de aici este că oricine dă o interpretare bună. Și eu totuși cred că nu. Și bun, și atunci de ce sunt atât de multe părere? E că, dacă e așa de strict așa, de ce avem atâta divergență? Întrebarea este ce faci cu informațiile astea. Dacă sunt interpretări divergente, asta e o realitate, o știm. Ce faci din cauza lor? Moarte de om? Ură de frați? Excludere din biserică? Ce ești dispus să faci? Adică sunt lucruri care ies în afara cadrului limită pe care îl reprezintă dogma creștină. Cu oamenii care ies în afară, n-ai decât o soluție. Îi scoți afară din biserică. Nu se poate să tolerezi când sunt bisericii o mie de interpretări cu privire la lucruri care nu permit negociere. Da. De asta noi nu suntem împreună cu martorii lui Jehova. Ei au altă interpretare cu privire la doctrina despre Hristos. Se ajută Domnul și pe ei. Mă refer în sânul Domnului Hristos. Da. Sunt alte lucruri care sunt discutabile și sunt oferite interpretări diferite. Ce faci cu ele? Sunt lucruri mai inofensive, pe care poți să le tolerezi de bun acord, mai ales cu privire la escatologie, cred că nu merită să faci moarte de om. Sunt oameni care cred că va fi un mileniu, literal, alții nu, alții cred că trăim în el, alții cred că lumea să se întâmple de o manieră spirituală. Când vom fi acolo, nu știi. Important e să fiu pregătit când vine Domnul să mă ia la el acasă. E interesant că în privința asta nici marile crezuri creștine nu s-au pronunțat definitiv. Și mărturisesc faptul că Iisus va veni a doua oară și mai mult de atât nu pot spune. Ok? Deci, trebuie să știi să-ți alegi bătăliile. Când vine vorba despre Apocalipsa, unii identifică cine este sau care este steaua care a căzut în mare și când s-a întâmplat și cine este Anticristul. Și pot să fie chestii care le poți diagnostica, fiind mai plauzibile decât altele, dar nicio problemă dacă nu știi exact ce înseamnă lucrul ăla. Dacă am ajunge să știm că este exact, înseamnă că consensul ăsta l-a adus Duhul Sfânt. Poate că nu-i timpul, în anumite privințe, să știm exact cum s-au lucrat. Dar vom ajunge să vorbim despre narațiunile despre patriarhi, în care veți vedea, dacă acorzi atenție unor detalii pe care autorul n-a vrut să le sublinieze, ajungi să extragem cu totul la principiu. Și acolo să avem de luptat. Cine nu găsește ca și mine, nu ia examen. Nu, dar acolo va trebui să-și susții argumentul. Bun, oară am avut un, la examen am avut un text, Geneza 21 a fost la aia. Da, Geneza 21, tot capitolul. Presupunerea a fost, atunci când i-am dat textul ăsta, că aici avem o narațiune, cap și coadă, care trebuie înțeleasă ca întreg. Unii studenți și-au permis luxul să ia numai primele 21 de versete și să mi le ignore pe celălalt.
ca și cum n-am avut o idee prea bună. Problema lor a fost că n-au justificat opțiunea. Dar eu nu le-am cerut asta. Eu am cerut să integreze totul într-un întreg. Presupunând că este un întreg, ei trebuiau să înțeleagă, să subînțeleagă. Lucrul ăsta l-am discutat și la clasă, desigur. Dar vedeți, le-a fost greu să se debaraseze de prejudecata conform căreia Geneza 21:1-21 este o altă narațiune diferită de cea de la 22 mai departe. Că izgonirea lui Agar și a lui Ismael la vârsta majoratului nu mai are nicio legătură cu incidentul cu Abimelec și Pihor. Și eu cred că le-am demonstrat la clasă că există. Contează cum privești la narațiunea asta și poți găsi lucruri diferite. Sensibil diferite. Foarte tare diferite, dar sensibil diferite. Ok. O altă falsă concepție este că Biblia ar fi o carte irelevantă. Vorbește atât de mult de lucruri și crize care privesc o societate patriarhală, nomadă, semitică, din Orientul îndepărtat, apropiat, încât iată-ne pe noi, mari oameni, progresul tehnologic a ajuns până la iPhone 4 sau nu știu cum mai este. 4S. Așa, noi care habar n-am mai avem ce înseamnă poligamie, politeism, patriarhalism și alte lucruri, oameni care ne-au debarasat de toate aceste învechite valori culturale. Da, dar în schimbă, trebuie să ai o soție și o mamă, care tot să da. Și atunci zicem, pentru ce să mai pierd timpul cu istoria despre Avram? Unii ar zice, pentru că este întâi stătătorul credinței noastre, că este un erou al credinței și tot cine știe, măcar atât ai bine să fii informat în privire la cine a fost Avram, pe care l-au dat atât de mult Pavel. Dar nu cred că nu atât, da. Cum ziceam, anumite principiile care le extragem din aceste texte sunt fără viață, sunt fără vârstă. Ele sunt niște valori pe care Dumnezeu le apreciază și pe care, tot așa, în înțelepciunea lui Dumnezeu a hotărât de bine că e mai bine pentru noi să le învățăm prin exemplu unor eroi, unor personaje, prin acțiuni. Nu prin edicte sau regulamente. Putea să facă asta. Și a și făcut-o prin legea lui Moise. Dar până acolo ne învață Dumnezeu prin acțiuni. Și după aceea ne învață Dumnezeu prin acțiuni. Asta va fi o temă pe care o vom face și o vom tot face în cursul de teologie a Vechiului Testament, când vom lua legea morală a lui Moise și vom vedea cum se aplică ea în diverse narațiuni. Veți primi temele de examen în care va trebui să evaluați o situație problematică, dilematică. A fost după lege, n-a fost după lege. Pentru că, până la urmă, asta este ce se întâmplă cu narațiunile. La sfârșitul unei narațiuni, oricât de faine și de incitante a fost și de atractive, trebuie să te exerciți discernământul. A fost bine, n-a fost bine. E de urmat, e de lepădat. Trebuie să am grijă să nu se întâmple cu mine asta sau să am grijă să se întâmple cu mine asta. Și în privința irelevanței, aici sunt de altă părere. Ce ne împiedică să citim textul biblic? Propasia asta care se realizează între noi și canon poate deriva din mai multe elemente. În primul rând, din vechimea textului. Dacă ar fi să luăm calcul numai limba vorbită, cu foarte puține excepții, Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică, considerată și clasică, nu limba ebraică arhaică, sau limba ebraică rabinică sau medievală, cea clasică. Atunci, dintr-o dată, ne vedem în mulți în incapacitatea de a face o lectură folositoare. Adică poți să ajungi la abilitatea asta de a citi o înlăturire de consoane și vocale, dar să nu aibă nicio noimă pentru tine. Ca să aibă noimă, trebuie să te pui la punct cu vocabularul, cu gramatica. După aceea, trebuie să ajungi să guști valoarea stilistică a unui text narrativ care ține de mai mulți factori.
Deci când vorbim despre limba folosită, așa veche cum este ea, dintr-o dată, cu foarte puține excepții, suntem în postura de a nu gusta nimic. Ca și mărul interzis, ca și pomul interzis. Nu poți să gusti nimic. Dar mai există apoi contextul cultural, care deja am anunțat, este atât de diferit și o să vedem în anumite privințe de lucru. Există apoi și limitările cititorului sau abilitățile limitate ale lui. Pentru că aici diferim unul de celălalt. Unii și-au pus la punct un bagaj suficient de voluminos de cunoștințe generale. Adevărul este ăsta. Unii au citit mai mult, alții nu prea. Unii pot să facă niște conexiuni pe care alții nici măcar nu le pot visa să le facă vreodată. S-ar putea ca cei care fac mai multe conexiuni să aibă și posibilitatea să greșească mai des. Pentru că fac conexiunile nepotrivite. Cât cunoști mai multe culturi și, la fel ca și în studiile folcloristice, ai mai auzit undeva chestia asta. Dar oare, întrebarea este, conexiunea a fost intenționată de Dumnezeu sau este doar una conjuncturală? Doar așa se întâmplă că și indienii din America de Nord sau papuașii din Noua Zeelandă sau, mai știu eu, inuiții au niște obiceiuri care seamănă între ele. Dumnezeu a și intenționat legătura asta. Nu știu, dar oricum, unii sunt mai citiți, unii au citit Biblia de mai multe ori și își pot permite să fac conexiunile cu Noul Testament, cu alte lucrări profetice mai bine. Unii știu să folosească resursele mai bine decât alții. Să nu credeți că o să pot ajunge la punctul în care să vă aduc pe toți la Numitor Comun. N-am cum. Pentru că fiecare pornește de pe un alt nivel. Cine va pune osul să stăbuiască mai mult, va progresa mai mult decât alții. Unii vor recupera, alții vor rămâne cam unde sunt. Depinde de fiecare. În ce mă privește, eu mi-aș dori să vă dau tuturor la nota 10. Dar nu știu dacă unii o puteți duce. Nu știu dacă unii sunt vrednici de ea. Asta va trebui voi să demonstrați. Și apoi contează și metoda de interpretare pe care o folosim. Chiar și în ce privește narațiunile, au fost oameni care s-au apropiat de ele dintr-o anumită perspectivă. Să vorbim întâi, de exemplu, despre o perspectivă stilistică, pur și simplu stilistică. Unii nu pot să depășească nivelul acesta de a vedea frumusețea artistică a unui text. Dar nu-i destul. Noi vom face mai mult de atât. Analiza discursului este o tehnică la care m-am gândit mult și care se apropie cel mai bine de ceea ce facem noi, în care ne interesează și lucruri de suprafață, cum este stilistica, cum sunt figurile de stil, cum sunt structurile de altă natură, ordonarea textului, repetiții și alte lucruri. Dar mă interesează și structura profundă a textului, conexiunile dintre personaje, intriga, momentele subiectului, lucrurile astea. Acolo se țes lucrurile cu adevărat. Toate celelalte sunt doar incidente care mă pot ajuta să ating dintr-o dată chestiuni de adâncime. Okay? Sunt doar valurile de la suprafață. Eu trebuie să ajung în profunzimea textului. Și tehnicile de analiză a discursului merg de obicei pe două planuri. Planul acesta oarecum de suprafață, din punctul ăsta de vedere superficial, și altul de adâncime sau de profunzime, unde vede cum se petrec lucrurile între personaje, între protagoniști. Dar narațiunile au fost abordate și din perspectivă naratologică. Acolo unde specialiști provenind de la Vladimir Prop, de exemplu un rus, au încercat să vadă tipare mentale care se potrivesc la mai multe culturi. Din nou ceva ce am mai auzit, despre narațiuni tip, cum vorbeam deja, narațiuni nu se vorbesc despre termeni foarte alambicați, sunt termeni foarte simpli, dar se poate presupune existența acestor categorii chiar și în culturile cele mai orale. Tot felul de tipuri de narațiuni standard,
cum vorbeam despre narațiunea îndrăgostirii la fântână, ar putea să fie una, narațiunea pribeagului care se întoarce acasă, narațiunea pușcăriașului eliberat din închisoare, narațiunea omului care își ucide fratele, tipare de astea narrative, în care se merge până acolo încât să se creadă că există la nivel de suprafață și de adâncime, există un anumit, o anumită așteptare cu privire la modul în care interacționează personajele, cum este descris incidentul, cum este, cum evoluează intriga și așa mai departe. Și normal mai există structuralismul care pornește cumva din domeniul științelor sociale, din nou. Și aici se lucrează pe două niveluri, dar aici, din păcate, chestiunile care țin de structură prevalează. Preocuparea acestor specialiști țin mai mult de perechile opuse, de modul în care interacționează la nivelul unui text acestea. Noi o să avem o perspectivă o puțin mai cuprinzătoare și poate nu chiar atât de îngustă pe cât o ne oferă structuralismul. O premisă ermeneutică fundamentală ține de modul în care definim textul pe care noi ne bazăm. Sper că v-a fost suficient de clar că dintre toate lucrurile pe care le putem face, ținta noastră este să ne întoarcem aici în text. Pentru că, din păcate, dintre tot ce ar fi putut să existe, de la eveniment, la tradiția orală, la surse și la posibile interpretări, singurul lucru la care avem cu adevărat acces și lucrul ăsta nu se schimbă, este textul biblic. La toate celelalte sunt doar niște fantezii, niște imaginații, niște teorii care pot să fie adevărate într-o oarecare măsură. Până la urmă, toți ne întoarcem, indiferent ce perspectivă adoptăm dintre toate astea, ce critică ținem, dorim să facem, ne întoarcem la Scriptură. Asta este elementul comun, indiferent că ne place sau nu, este ceea ce rămâne neschimbat. Acum, din perspectiva mea, Biblia ebraică, pentru că noi vorbim despre Vechiul Testament, Vechiul Testament este un termen creștin sau încreștinat, Biblia ebraică este ceva mai mult, este o literatură semitică de cea mai bună calitate. Aici nu avem niște scrieri nașpa, cum se zice astăzi. Avem niște scrieri de calitate, de cea mai bună calitate, care le-au fost inspirate profeților lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și în felul ăsta atingem și natura umană și natura divină a acestui text. La natura divină nu avem cum să ajungem decât prin acces nemediat prin Duhul lui Dumnezeu, care este autorul și care noi zicem că locuiește în noi. Asta este singura noastră șansă să ajungem la autorul divin. La autorul uman putem ajunge prin tot felul de alte artificii care țin de exegeză. Acolo vrem să lucrăm mai mult. Așadar, nu vă așteptați să vă învăț o rugăciune tainică sau secretă sau o poziție prin care să vă garantez că ori de câte ori o ziceți, Dumnezeu vă inspire și pe voi pe mesajul textului original. Asta n-am putut. Asta e problema voastră personală. Ce pot să vă învăț sunt doar niște tehnici exegetice care să vă ajută pe voi să vă debarasați de toate celelalte prejudecăți. Să ajungeți prin efort fizic, mental, la ceea ce înseamnă sensul intenționat de autorul uman. Cu speranța că undeva pe traseul ăsta, Dumnezeu să vă dea și unda verde, să zic că, într-adevăr, ai nimerit. Astea le-am avut deja pe tablă, doar le subliniez aici. Sunt metode diferite pe care le avem. Sunt metode aplicate unor evenimente, ale unor surse, textului însuși sau percepției textului. Noi am preferat să rămânem cu metoda aplicată textului. Ce vedeți în imaginea asta?
Rembrandt. Da, sunt niște studenți care, niște studenți care cu profesorul lor le învață medicină. Așa. Probabil sistemul circulator sau ceva de felul ăsta este o aplicație practică în care studenții învață de la maestru pentru un cadavru. Se aseamănă ce fac ei cu ce facem noi. În ce măsură? Cine poate merge? Nu avem cadavru. Cum să nu? N-avem? N-avem un obiect de studiu. Acum mergem la sursă. Aici ai zis ceva. Ținem originalul. Aici e diferența. Ținem să credem că Biblia noastră nu e chiar așa de moartă. Limba este moartă, că nu se mai vorbește. Ce e revitalizat astăzi este revitalizată din Biblia, din ebraica clasică, dar este mult diferită și aproape că n-am mai putea zice că reprezintă ebraica veche. Dar Scriptura, unii zic, Scriptura nu vorbește, nu este bine, decât în măsura în care tu o faci să vorbească. Vorbește Scriptura? Poate să tacă bine, mersi, zeci de ani dacă stă pe o poliță și nu o deschide nimeni. Este vie sau devine vie? Ea devine vie în momentul în care o citești și lași pe Dumnezeu să schimbe. În momentul în care Dumnezeu îți deschide ochii să înțelegi. Unii o citesc și nu o înțeleg. Avem exemplu în Scriptură, nu? Famine etiopiană. A bătut drum lung să-și cumpere un manuscris. Și își făcea datoria cu rigurozitate să citească, chiar și în timpul mersului. Nu pierdea vreme. Deci, acum mă culc și așa mă zdrunci în carul și citesc, în ajung acasă. Cu aer condiționat de la un sclav. Era și acolo preocupat să citească, dar nu înțelegea. În momentul în care s-a deschis mintea să priceapă, viața i-a fost urmată. Deci, vezi, Scriptura poate să joace rolul ăsta dublu. Ea poate să rămână moartă. O ai acolo, unii o citesc și fără niciun rost. Dar poate să fie vie și așa a fost intenționată, să fie o carte vie. În momentul în care o deschizi, cu dorința să afli ce vrea Dumnezeu să spună. Asta ne străduim să facem. Vă aduceți aminte că, la un moment dat, s-a pierdut contactul cu legea lui Moise. Și a venit un rege care a descoperit o copie a legii. Un preot i-a zis, uite ce am găsit în templu. Aici am mirosit ceva. Mirosim altceva decât o simplă găsire a legii în templu. Deci un om care a pus-o la păstrare pentru că au fost vremuri grele și iacvismul nu mai era popular, să făcea eradicarea iacvismului din țară și a zis atunci o pun la păstrare pentru vremuri mai bune. Când au venit vremurile mai bune, a scos legea de la păstrare că zicea, uite ce am găsit. Oare nu are legătură cu noi? Și în momentul în care regele a deschis cartea și a citit-o și a dat seama că nu trebuie. E lucrat Dumnezeu acolo. Cartea a fost moartă. Nu mai citea nimeni, nimeni a pusat nimeni de ea. Și societatea mergea în jos. Dar au găsit-o, au citit-o și au zis, noi trebuie să facem ce scrie în ea. Că altfel se va întâmpla cu noi ce scrie în ea. Ok? Deci, avem și noi nevoie de agerimia observatorilor care stau și vor să învețe și vor să fie mai buni, mai libaci. Dar noi nu cred că lucrăm de un cadavru, decât a plăți așa. Acum, metoda pe care am dezvoltat-o a pornit de la o imagine de felul acesta. Și i-am dat numele acronimului Disecția. Facem o disecție, într-adevăr, de text. Fiecare cuvânt înseamnă o etapă. Devine de la delimitare. Vă spun acum în linii mari ce înseamnă și apoi, în fiecare lecție, o să intrăm într-unul din acești pași exegetici
ca să ne frământăm cu aceste lucruri, să învățăm cum le facem. Astăzi vom începe cu delimitarea în ora următoare și vom încerca să identificăm în text caracteristicile unei narațiuni. Sunt mai multe feluri de texte, unele sunt narațiuni, altele sunt de alte feluri, le putem zice texte non-narrative, și ele sunt de mai multe tipuri. Ce mă interesează pe mine, în primul rând, pentru că facem un curs de exegeză a textelor narrative, este să mă asigur că în fața ochilor am o narațiune. Pentru că tot ce urmează să vă învăț se aplică cu privire la narațiuni. Deja vă aplic eu lucrurile astea la un text non-narrativ. Găsesc prostii. Ok? Deci e ca și atunci când într-o solniță bagi lapte. Nu merge. Nu stă laptele în solniță. Sunt recipiente în care stau substanțe granulate, dar nu stau lichide, pentru că curg pe toate părțile, dat orificiile. Deci trebuie să pui laptele unde trebuie, sarea unde trebuie. Asta este una dintre cele mai fundamentale preocupări. Dacă vreți, am putea să o generalizăm, să zicem, identificarea tipului de text pe care l-am în față. Vom învăța semestrul următor texte profetice, care se aseamănă cu textele poetice. E important, e capital să identific textul pe care l-am în față. Să știu ce metodă aplic, după ce mă uit. Și în ultima instanță, unde caut mesajul? Într-o poezie, mesajul nu stă în interacțiunea între personaje. S-ar putea nici să n-am personaje și mă dau de ceasul morții, nu? Să văd, îți spun o întrebare de asta cheie. Spune momentele subiectului și îți dau optanul 23. Și nu mă anunțiesc. Nu? Dar nu o să vă fac chestia asta. Bun, o altă chestie este identificarea mărcilor disjunctive. Sunt mulți termeni tehnici pe care îi vom clarifica. Și evidențierea subunităților textului. Adică acestea sunt capitole, paragrafe, pericope, paragrafe și versete. Mărci disjunctive, adică semne care marchează disjuncția sau separarea, ruperea. Un text este unit prin coeziune, dar este și fragmentat de alte elemente disjunctive. După acelea ne uităm pentru că ele marchează subunitățile unui text. Pentru mine, unitatea de bază a unei povestiri este narațiunea, dar ea are scene, episoade. Are episoade și scene. Și mai multe narațiuni se pot integra în alte unități literare mai mari. Cum le vom delimita așa? Vom vorbi despre ele la timp potrivit. Dar aici vreau să știți că la delimitare, asta vreau să văd. Ce text am în față? Și cum îl despart de alte texte asemănătoare. Să nu intru într-o altă povestire. Pe mine mă interesează doar povestirea asta, câte una odată. Din povestirea asta o să predic. Deci asta e părerea mea, că dacă predic într-o narațiune, nu predic într-un verset din narațiune, ci predic într-o narațiune. În narațiune se întâmplă toate lucrurile foarte coerent, legate între ele. Interacțiunea între personaje e importantă. Sigur, dacă predic dogmatic, voi lua ilustrația acestei narațiuni, să ilustrez un principiu, dar nu cred că este natural pentru predicare într-un text narrativ, scoțând doar un verset din context. Chiar și dacă fac, trebuie să înțeleg ce rol are versetul respectiv în contextul narațiunii, dar eu trebuie să fac împărțirea asta la momentul de început. La I avem încorporarea. Unele numiri sunt cam forțate, trebuie să recunosc, n-am ce să fac. Mi-a plăcut însă ideea acronimului care se imaginează foarte bine cu munca ce o facem noi. Și atunci am încercat să găsesc cuvinte care folosesc litera respectivă în felul ăsta. Ce vreau să zic aici este că încerc să-mi incorporez textul, să-mi îl fac cât mai natural, să-l înțeleg, să-l pricep. Și pentru asta îmi ajută să citesc în mai multe versiuni sau chiar în original, să mă lupt cu textul. Dacă citesc în original, va trebui să rezolv probleme de critică textuală. Dacă nu sunt capabil să fac asta, atunci să citesc în mai multe versiuni și să văd unde diferă traducerile. Că acolo sunt punctele aflate în litigiu. Da? E foarte simplu să citesc o versiune în care toate problemele sunt rezolvate de traducător. Și textul merge foarte fluent. Eu i-am preluat pe nesimțite propria interpretare. Orice traducere este interpretare.
În momentul în care pun mai multe traduceri la un loc, și asta probabil că deranjează printre alte lucruri, când se citește într-o altă versiune, introduc panică în biserică. Aici la mine nu este așa. Pentru că sunt decizii de traducere pe care traducătorii le-au luat în diverse feluri. Sunt pasaje problematice. În diverse capitole, de la Geneza 11 la 27, sunt câteva puncte de litigiu unde traducătorii au mers pe diverse trasee. Și când eu citesc într-un text, iar majoritatea citește alte, îți dai seama ce panică se petrece când ajung la un punct de litigiu unde soluția e diferită. Da, și atunci trebuie să fii conștient când predici. Știu că aici voi aveți în Biblie așa. Dar cred că asta este soluția cea mai bună pentru că. Okay? Unii fac apel la textul ebraic în necunoștință de cauză. Aia miroase urât ca orice vărsătură. N-are rost. Deci, mai bine, mai natural, mai sigur ar fi să zici cu tare specialist crede că e așa. Deocamdată n-am motive să mă îndoiesc de convingerea lui, cred că așa ar fi mai bine. Că poți să faci și altfel. Tu ai o prejudecată și a ta să cauți până găsești un specialist care spune ca tine. Și aia spune. Atunci n-ai făcut un act de cultură, ca să nu zic de iluminare. N-ai făcut altfel. Și în fine, aici trebuie să lămurești tot ce ține de context social, cultural, istoric, așa încât textul să nu mai aibă niciun ascunziș din aceste puncte de vedere. Dar astea sunt, iarăși, numai de suprafață, încă n-am început să sap în adâncime. Dar trebuie să mă aclimatizez cu textul, să intru în lumea textului, să înțeleg, ok, asta, X a interacționat cu Y, a făcut aia, cealaltă, s-a dus de acolo, acolo, ia să vedem ce a însemnat. Câte flori? A zis, calculătorii 3 zile. Oare ce-o fi însemnat asta în contextul de atunci? Că azi călătorești 3 zile, dar călătorești 3 zile cu avionul, poți să-i internezi la spitalul de nebun. E anormal să călătorești 3 zile cu avionul. Se întâmplă ceva, deci noi înțelegem altfel călătorii astăzi. Dacă mergi 3 zile pe jos, e altă perspectivă. Au bătut atâția kilometri timp de 3 zile, au mers cam încet, au avut timp să discute, probabil că s-au oprit în repetate rânduri, viața avea un alt ritm. Înțeleg lucrurile altfel. Ok. Segmentarea. De la S. Ce facem la pasul al treilea este acum, ajungând la o narațiune, care este unitate de bază a povestirii, să o fragmentez pe subunitățile ei. Și să văd modul în care scenele și episoadele se succed una după cealaltă. O să discutăm și relațiile dintre ele. Dar aici mă uit la formele verbale care sunt folosite. Mă uit la modul în care dialogul progresează. Personajele își schimbă replici una cu cealaltă. Așa numitele perechi adiacente. Repetițiile mă ajută atunci când le identific, pentru că ele marchează punctele de trecere dintr-o fază a povestirii într-o alta, până acolo încât să ajung să zic, ok, am înțeles. Sunt personajele astea, ele interacționează în felul următor și dacă vreți, ca și la o piesă de teatru, care mai aveți experiența asta, unii o aveți foarte îndepărtat, așa, să înțelegi cum se schimbă decorurile, cum intră personajele în scenă și ies. Cumva terminologia e preluată de acolo, deși puțin diferit definită. Să vezi modul în care se succed pentru realizarea unui scop pe care numai unul dintre personajele are. Personajele nu au toate scopurile. Și să ciocnesc violent, asta deja este cinematografie postmodernă. În care fiecare are câte ceva de realizat, nu este niciun erou, fiecare își caută de drumul lui. Și filmul, tocmai asta este, să te încurce pe tine, care ai prejudecăți, că există un erou dintre toate personajele, să vezi că nu valorezi doi bani, pentru că asta este film nou. Deci nu despre asta e vorba. N-am motive să mă îndoiesc că narațiunile clasice din literatura ebraică există de obicei un personaj care își urmărește scopul, iar celelalte ori încearcă să-l ajute, ori încearcă să-i stea împotrivă. Și tu asta trebuie să înțelegi. Modul în care toată secvențialitatea din narațiune se petrece în vederea atingerii acelui scop.
De fapt, în felul ăsta progresăm ușor înspre al patrulea pas al evaluării, acolo unde luăm în discuție cazurile normale și anormale de temporalitate. Narațiunea presupune și timp și spațiu. Acum le rezolvăm. Și putem și pe cele de spațiu, dacă vreți. Sensul figurat, modul în care naratorul intervine într-un mod vizibil în narațiune, dându-și cu părerea, astea sunt foarte rare ocazii în narațiunile biblice, în care el zice așa, ca între paranteze, ca și un, de o manieră clandestină. Dumnezeu avea de gând să facă asta, însă. Ok? Și o să le vedem pe toate. Bun. Punctul de cotitură este acum. Suntem în a doua jumătate la conturare, la ce. Și dintre toate personajele, trebuie să mă hotărăsc cine este eroul sau eroina. Poate să fie personaj feminin care are o misiune, are o țintă, un țel, are un scop, pentru care toate celelalte scopuri, țeluri devin secundare, la care se realiază unele personaje sau împotriva căruia se împotrivesc altele. Sunt obstacole pe care le are de depășit. Cu cât o misiune are mai multe obstacole, cu atât o misiune este mai valoroasă. Cu cât o misiune este mai valoroasă, cu atât este mai plauzibil că ea a fost inclusă în Biblie. Într-un text care merită să fie păstrat. Dacă au fost intrigi de astea de 2 bani, na. Multe s-au fi petrecut în sutele de ani pe care le-au trăit patriarhii. Dar numai unele au meritat să fie păstrate aici. Și cele mai multe dintre ele, dacă nu toate, au legătură, sau mai bine să zicem, toate au o legătură cu istoria Mântuirii. Într-un fel sau altul, toate au ceva de comunicat în privința asta. Și atunci, personajele care nu au țelul acesta, le gândim din perspectiva îndeplinirii scopului. Sunt fie de partea eroului, fie împotriva lui. Sunt fie asistenți, fie opozanți, sau uneori chiar neutri. Sunt acolo, în fundal. Ei fac mișcarea aia. A jucat careva într-o piesă de teatru, în liceu, este la noi nu prea este cultura. Da, ce ai fost? Bine, era o piesă în care, de fapt, doi mimam că se strică toată piesa. Și eu eram regizorul. Ieșeam nervos. Bine, acum au fost și altele. De asta. Da, sunt unii care primesc rol de pom, de exemplu. În decor. Sau oameni care pe fundal se ceartă. Sau trecători care umplă. Sau popoare care se... De fapt, personajele care contează, și chiar dacă se mai face un stop cadru pe câte unul care are o cutrușă mai pruntă, el n-are nimic de zis, n-are nimic de făcut, el e acolo unul din mulțime. Ăia care vin cu cauă și zic, deci tot timpul sunt așa de decor, neutri. Dar s-ar putea să fie, de altă parte, personaje colective care stau să-l ajute pe erou să-și atingă un scop. Sau stau împotrivă. Tot așa mulți, personaj colectiv. Deci aici le vom discuta pe toate. Și tot aici și momentele subiectului, despre care unii mai aveți amintit din școală, le vom aduce mai proaspete în amintire și le vom practica. Vom lua pauză acum și ar putea să ne păstrăm munca esegetică. Uneori ne poate lua destul de multe ore de muncă și e păcat să o avem la noi, să predici o predică. Asta e cea mai proastă investiție atunci, să te pregătești 10 ore, să o predici o predică odată. Deci face efortul, să înțelegi un text, așa încât ori de câte ori le vizitezi, să știi, dom'le, am făcut munca asta. Până acum, la concluzia asta, am ajuns pe baza acestor rezultate. Ori rezultatele sunt greșite, analiza a fost greșită, ori analiza a fost bună, dar concluziile au fost greșite. Și îți salvează timp, probabil. Este posibil însă ca, pe măsură ce trece timpul și tu investești mai mult timp în exegeză, să-ți fie tot mai ușor să faci munca asta, să nu-ți mai ai atâtea ore. S-ar putea ca mai târziu să nu mai fii de acord cu ce ai găsit azi trecută, sau să fii mai capabil să vezi lucrurile mai în profunzime. Dar oricum, merită să le păstrezi. Ce înseamnă
în tabelarea că faci. Eu am propus aici trei lucruri care de obicei le găsim. O schiță a cărții, în cazul nostru Geneza, un profil al implicit să vezi cum progresează interacțiunea între personaje sau chiar o rescriere, așa numită mecanică, a capitolului sau a narațiunii în cauză, așa că să se poată evidenția propozițiile, repetițiile, asta am numit o cartografiere pragmatică. O să revenim la ea atunci când o vom face. Poate că chiar astăzi o să pomenim câte ceva, dar când o vom practica, va fi cel mai simplu de înțeles. Pe ultimul pas, interpretarea. Toate analizele făcute, acum trebuie să le punem în contact una cu cealaltă, să vedem cum se potrivesc ca un sistem coerent care funcționează bine. Și cel mai mult mă interesează aici să dau răspuns la întrebarea ce înseamnă faptul că sunt o felul de anormalități sau discronologizări, lucruri care nu sunt puse în ordine cronologică. Ce înseamnă că anumite personaje n-au nume, n-au identitate? Ce înseamnă că sunt repetiții, că sunt figuri artistice? Pentru ce sunt puse acolo? Sunt puse doar pentru considerente estetice sau pentru mai mult? Okay? Și de regulă cred că există un răspuns care privește partea asta mai mult estetică a limbajului, dar cred că există și mai mult. Cred că ele sunt în mod special introduse ca să mă conducă, să mă călăuzească în a descoperi mesajul. Ele marchează ceva, scot în evidență niște lucruri care au de face cu mesajul. Și în fine, ultimul pas, analogia, de unde avem litera A, privește efortul pe care îl voi face să integrez acum narațiunea mea, povestirea asta scurtă, în contextul mai mare, în ansamblu mai mare al altor narațiuni, probabil, care vorbesc despre același personaj, în cazul nostru Avram, să vedem ce rol a avut în viața lui, dacă Dumnezeu a avut un plan pe care l-a descoperit cu timpul, în ce măsură incidentul ăsta l-a ajutat să descopere mai bine, să-i se clarifice, și apoi, în ce măsură incidentul a fost proiectat în Pentateuch, în cărțile profetice, în poezie, a fost exploatat într-un fel, a avut valoare în Noul Testament. Deci anumite incidente și-au pus amprenta pe interpretarea biblică, pe meditația teologică din Scriptură. Okay? Ca până la urmă să fiu în stare, printr-un efort destul de mare uneori, să pot transfera învățătura moralizatoare din textul respectiv în lumea noastră de astăzi. Dar pentru asta trebuie să înțeleg și contextul corespunzător sau corespondent din lumea noastră. Să nu mă apuc acum să aplic lucruri care ar trebui aplicate într-un alt context. Să le pun într-un context nepotrivit. Ok? Cam asta este metoda în linii mari. S-ar putea ca unele lucruri să nu mi se fi fost clarificate deocamdată, dar nu nicio problemă. Le vom lua pe rând și le vom discuta, vom învăța cum să le facem. Dacă ajungem la sfârșitul semestrului și încă nu știți ce să faceți, atunci e problemă. Acum nu e nicio problemă încă. Okay, dacă aveți întrebări care, știu, ar merita clarificate în momentul de față. Legat de momentele subiectului, da? Interpretare, sunt tot alea de literatură? Da, tot acelea. Probabil avem doar o chestie la sfârșit. Unele narațiuni, inclusiv dintre cele biblice, mai iau un moment în care intriga se mai agravează odată. După ce totul se sfârșește, mai apare o criză de final. Și atunci se vorbește despre suspansul final. Dar nu e obligatoriu că asta să apară întotdeauna. Ocazional apare. Și cred că tocmai asta a fost elementul care trebuia avut în vedere în textul din Geneza 21, când
După ce toate păreau că se rezolvă, a mai apărut o criză cu Abimelech și Pihon. Asta n-a fost văzută. Cred că aia tocmai așa se interpretează ca suspans final. Bun, să mergem acum la delimitare. Și am zis aici că lucrurile care ne interesează sunt întâi de toate identificarea tipului de text pe care îl avem și apoi identificarea mărcilor din interior. Să le luăm pe rând. Vorbim întâi despre câțiva parametri prin care putem diferenția textele. Aici îi aveți succesiunea temporal-contingentă, are un term, are o denumire puțin mai complicată. Aceasta înseamnă temporal-contingentă. Contingența înseamnă că sunt apropiate, că se continuă una cu cealaltă, din punct de vedere temporal. Adică vorbim despre evenimente care se succed pe axa timpului, care au o cronologie. Le poți spune, dacă ar fi să faci o axa timpului, evenimentele astea le poți spune pe o axa timpului, că se succed una după cealaltă. Atenție că există situații în care anumite evenimente sunt puse alandava. Acolo unde nu le-i loc. Nu în ordine strict cronologică. Și acolo vom vorbi mai târziu despre discronologizări, adică o dezordine în înșiruirea normală a evenimentelor, din punct de vedere cronologic. Dar orice narațiune trebuie să aibă acest element. Evenimente care se succed. Nu este destul să-l avem pe acesta. Mai vorbim despre un alt parametru, numit aici orientarea agentului, adică, sau orientarea înspre agent, agenții sunt personajele. Narațiunile privesc incidente care se petrec de o manieră cronologică între personaje. Nu se întâmplă conflict între idei. Este conflict între personaje. Ideile sunt susținute de personaje. Personajele interacționează unele cu celelalte. De aceea vorbim despre orientarea agentului. Și vorbim despre proiecție. Proiecția înseamnă faptul că un anumit pasaj anticipează o dezvoltare ulterioară sa, sau dacă are proiecții, înseamnă că privește înspre viitor. Narațiunea privește înspre trecut, nu spre viitor. Deci proiecție nu are. Dar, oricum, având acești trei parametri în minte, avem un tabel și la pagina 87 manual, dacă asta nu o vedeți, asta se vede destul de bine. Când punem acești trei parametri pe un tabel, vom putea vedea că se pot naște mai multe tipuri de text. De exemplu, sunt scrise cu majuscule cele patru tipuri majore de discursuri. Discursul narativ, discursul procedural, comportamental și expozitiv. Și acum să le luăm pe astea patru categorii odată. Discursul narativ presupune evenimente care se înlănțuie, care se succed. Are orientare pozitivă. Și presupune și personaje care interacționează. Dar nu presupun întotdeauna proiecție. Aici, la proiecție, se face distinție între două tipuri de discursuri. Și ceea ce face ca o povestire să nu mai fie povestire, este să fie o predicție, este tocmai problema asta perspective. Dacă lucrurile care, despre care vorbește urmează să se petreacă, ele sunt, textul respectiv este o predicție. Și ceva și mai interesant este că amândouă, la nivel de la nivel intim, de forme verbale care se folosesc, presupun folosirea unor verbe. La început de propoziție, sunt aceleași forme verbale. În cazul secvenței narrative, avem verbe de tip vaito, pe care voi ați învățat deja. Le scriem și așa. Pe când, în cazul unei predicții, avem verbe de tipul vecatal. Mm-hmm.
Ideea este că dacă sunt mai multe propoziții care se succed într-o secvență, într-un text predictiv, toate propozițiile vor începe cu aceeași formă verbală. Și într-o narațiune, toate propozițiile vor începe cu aceeași formă verbală. Aici avem o predicție, aici avem o povestire. Atunci indiciul cel mai asta e timpul verbal. Sigur. Te duci în textul narrativ, în românește vei vedea tradus asta cu perfect compus, el a făcut, noi am povestit, le veți vedea toate verbele în felul ăsta. La un moment dat s-ar putea să se întâmple o excepție, fie pentru că intervine dialogul și atunci discuția presupune o altă formă verbală, care e la prezent, se induce cumva eroarea că povestirea s-a oprit, dar nu este tot în timp povestit, suntem acolo, personajele atunci povestesc. Dar se induce cumva senzația că toate lucrurile se petrec sub ochii noștri. Dar este o falsă senzație. Lucrurile se petrec tot atunci. Personajele nu vorbesc la trecut, decât dacă se petrece o acțiune în trecutul lor. Dar, dintr-o dată, vorbirea este directă. Ok? Se revine la povestire. Imediat ce se termină cu dialogul, se revine la povestire. Tot forme verbale de tip mai tot. Dacă apare o descriere, nu mai este folosită forma asta. Dar știm ce este o descriere, o caracterizare, nu? Ok? Deci, așa putem face diferența între o povestire și o predicție. Amândouă fac referire la personaje care interacționează între ele. Dar în timp ce povestirea vorbește despre trecut, predicția vorbește despre viitor. Dacă veți citi predicțiile din cărțile profeților, unde Dumnezeu îi zice, vor veni dușmani de departe care îți vor lua copiii, îți vor omorâ bătrânii, îți vor deporta tinerii, toate sunt ca și când se petrec sub ochii tăi. Este o narațiune care urmează să se petreacă. Okay? Asta e diferența. Dar uitați-vă acum că un discurs procedural este diferit de tot ce avem până aici. Pentru că discursul procedural nu are personaje. Are o secvență de evenimente. Care este tipul de discurs procedural în zilele noastre? O rețetă. Iei un ou, îl spargi și îl pui, separe arbușul de gălbenuș, pui peste el o lingură de făină, îl frești până nu știu ce. Tu faci toată treaba asta, nu există mai multe personaje. Foarte rar se întâmplă câte o rețetă, în timp ce tu faci asta, roagă pe altul să bată nu știu ce. Dar singurul lucru care contează sunt evenimentele care se succed. Personajele nu are nicio importanță că se succede, nu se succede, personajele nu sunt în schemă. Sunt evenimente. Orientarea agentului este minus. E lipsă. Nu trebuie. Dar din nou se face diferența între lucruri pe care urmează să le faci și lucruri pe care le-ai făcut. Și în textul biblic avem exact lucrul ăsta în Exodul. Unde îi se spune lui Moise cum să facă cortul. Și proiecția este pozitivă, de viitor. Așa să faci. Și să iei piesele astea să le faci din materialele astea, să-i spui tuturor persoane să le facă în felul ăsta. Și după ce coboară de pe munte și apare criza, încep totul să le facă. Și apoi zice, așa au făcut. Au făcut efodul în felul ăsta. Au făcut cortul întâlnirii în felul ăsta. Și ce a fost promis sau recomandat să fie făcut așa, dat prin lege să fie făcut așa, Moise spune că le-a făcut așa. Proiecția este pozitivă și apoi este negativă. Înțelegeți diferența? Dar din nou nu avem personaje. Nu este interacțiunea între personaje care contează. Contează succesiunea de operațiuni. Trebuie să le faci în felul ăsta și apoi să le faci în felul celălalt. Întâi sculptezi din lemn o bară, după aceea o poleiești din aur și după aceea o bași prin vergel, prin chiotor. Succesiunea asta contează. Nu poți să faci invers. Întâi acoperi chivotul legământului și apoi vin preoții să-l ia să-l ducă. Nu se poate altfel. Nu contează cine ce face atât de mult în aceste proceduri, contează succesiunea. Bun, deci discursul narrativ este deosebit de cel procedural pentru că are personaje care interacționează între ele. Discursul procedural nu are. Mergem mai departe la discursurile celelalte.
Uitați-vă că discursul comportamental și expozitiv sunt amândouă în zona unde succesiunea temporal contingentă, adică evenimentele, nu contează. Sunt negative. Secvența, cronologia, nu mai are importanță. Poate să fie orientare spre personaje, poate să nu fie, dar cu siguranță la amândouă cele de jos nu există evenimente care să înălțiesc. Acum, într-un discurs comportamental, de obicei, fie se fac, cum sunt în perioada de campanie pentru alegeri, fie la înmormântări, fie se fac promisiuni, asta înseamnă că proiecția este pozitivă, dacă eu ajung, mi se vor întâmpla chestiile astea, garantez eu. Și prin de ce garanții o să-mi dai tu, nu e de crezut neapărat, dar ideea este că se vorbește despre viitor. Proiecția este pozitivă. Sau când omul a trecut la cele veșnice, cineva face un elogiu și zice omul ăsta a făcut așa și așa și așa. E vorba despre o singură persoană, dar e vorba despre evenimente. Proiecția este în trecut. E posibil să fie mai multe persoane cuprinse în toată chestia asta. Discursul expozitiv este ceea ce se întâmplă mai mult prin predici. Să zicem, ba nu, predicile includem la discursul comportamental. Aici eseurile de anticipație, chiar și dacă avem cărți de anticipație, ele deja au secvență temporală contingentă, le punem în altă parte. Le putem include alături de predicție, cărțile astea science fiction. Vorbesc despre lucruri care urmează să se întâmple și imaginează ei. Dar eseurile de anticipație științifice intră la discursul expozitiv, unde nu contează personajele, ci contează ce se întâmplă acolo. Și uneori contează mai mult ideile decât evenimentele. Sunt, desigur, eseuri de astea științifice unde se descriu proceduri, cum să le faci, cum să combini compuși chimici și așa mai departe. Acelea probabil că nu intră aici, pentru că se vorbește despre secvență temporal contingentă. Intră mai degrabă la discurs procedural. Ok. Ce vreau să înțelegeți din toată schema asta, ce ne interesează cel mai mult, este cum identificăm o narațiune. Care sunt cele trei lucruri pe care le căutăm într-o narațiune atunci? Personaje. Personaje care interacționează între ele. Acțiune. Așa, acțiune. Și timpul din trecut. Dacă ar fi să definim narațiunea, este discursul narrativ, este un text care vorbește despre personaje care interacționează între ele în trecut. Astea sunt cele trei elemente. Personaje care interacționează între ele în trecut. Mai teoretic așa, avem succesiune temporal contingentă pozitivă, e vorba despre evenimente, avem agent, adică personaje, și proiecție negativă, adică lucrurile se petrec în trecut. Bun. Acum, sunt câteva lucruri care ne mai încurcă. Asta ne-am clarificat odată. Dacă ar fi să deschidem Scriptura, hai să deschidem odată în Geneza, în paragrafele astea care le avem aici, la capitolul 11, cu 27, unde începe relatarea despre Avram, acolo găsim finalul. Până la sfârșitul capitolului, ce părere aveți? Ne aflăm undeva, pe aproape de narațiune sau suntem departe de ea? Când citiți de la 11 cu 27 încolo. Avem personaje. Sunt numite multe. Acum, singurul lucru care trebuie să ne atragă atenția când sunt prea multe personaje pomenite unul după celălalt este să nu fii nimerit într-o listă genealogică. În lista genealogică, singurul lucru care se întâmplă este că cineva a născut pe cineva, pe altcineva,
a mai trăit puțin și apoi a murit. Sau pur și simplu, cineva a născut pe altcineva și acel altcineva a născut pe altcineva și parcă interacțiunea este redusă la minim. Nu înseamnă că nu există, dar este mai mult presupusă că nu l-a născut singur, ca nu știu ce zeiță din capul lui Zeus. Nu s-a întâmplat așa. Și a fost interacțiune, a fost o viață de om petrecută, dar singurul care contează aici este modul în care s-a continuat o anumită spiță de neam. Aici e mai mult decât atât, nu? Sunteți de acord cu mine. Că vedeți, tendința parcă asta ar fi fost, Terah l-a născut pe Avram, Nahor și Haran, Haran a născut pe Lot, dar Haran a murit, se complică deja lucrurile, Terah, Avram și Nahor și-au luat și ei soții, îi se dă numele lor, se dau niște detalii, apoi Terah l-a luat pe Avram și Calum și-au mers mai departe, nu este chiar o genealogie. Dar ne întrebăm aici unde este criza. Dar mai încolo o să vedem toate lucrurile astea. Deci avem motive să credem că aici se petrec niște lucruri și că pentru că se petrec niște lucruri și avem niște personaje. Cândva în trecut, în trecut foarte îndepărtat, avem deja o narațiune. Acum, problema se complică puțin de el pentru că avem tot felul de lucruri ce au fost menite a fi folositoare sau de folos pentru cititor, s-ar putea însă să nu fie întotdeauna felul ăsta. Trebuie să realizezi că ele există și cu ce scop au fost intenționate. De exemplu, scrierea pe coloane. Ele au avut un scop practic. Pentru documentele care erau scrise inițial pe suluri. Pentru că deschizătura dintre suluri, două role care trebuiau tot timpul rulate, derulate, nu permitea o fereastră prea mare. Și aia era o soluție tehnică foarte bună. Problema este că a rămas cu soluția și când sururile au dispărut. Și s-a împământenit ideea că dacă nu ai un text scris pe coloane, nu-i text sacru. Asta e falsă. Să te ferească Dumnezeu să fii cu o ediție care nu are textul pe două coloane. Când am vorbit despre ideea asta pentru NTR, nu se poate, că nu ne mai citește nimeni. Asta este. Ăștia suntem. Suntem superstițioși mai mult decât credincioși. Da. Acum, în textul biblic, de exemplu, cu excepția cărților poetice, textul biblic în suluri și apoi pe textele cu pergament s-a păstrat scrierea pe coloane, după maniera aceasta, pe trei coloane. Poeziile se scriau pe două coloane sau pe una. Și atunci se făcea uz de tot felul de alte artificii, scrierea textului în tablă de șah, cu tot felul de fragmentele ca să suprapună rândul pe în diverse feluri. Dar textul narrativ, de exemplu, din Geneza 12, avem aici, se scria pe trei coloane, textul poetic pe două coloane. Se pare că nici asta n-a nimerit-o prea bine. Scopul era, pentru textele de referință, era unul cu prioritate estetic, până într-acolo, cât pasaje precum Exodul 15, cântarea de la mare, Deuteronom 32, cântarea lui Moise, Judecător 5, cântarea de Borei, vă mai puteți ajuta niște cântări, nu? Cântarea lui David, 2 Samuel 22, dar și alte fragmente, cum sunt cele din Iosua, cu regii învinși din Canaan, Iosua 12, sau fiul lui Haman din Estera 9, astea trebuiau scrise într-un anumit fel. Și dacă nu erau scrise după formatul ăsta, cărțile nu erau acceptate pentru a fi folosite în cult. Okay? S-a ajuns la niște tradiții de scriere a unor texte. Până acolo s-a ajuns. Exact asta s-a întâmplat în istoria creștinismului. Când nicio Biblie care nu scrisă pe două coloane nu mai este acceptată. Okay? A fost o inițiativă, World Bible Translation Center, care a tradus Noul Testament și mi se pare că și Noul Testament în versiunea societății biblice interprofesionale nu mai face apel la nicio două coloane. Și merge cu textul natural, cum se scrie de la o margine la cealaltă, lasă discursiv, dacă e poezie, e intentat textul, că așa scrie poezia. Nu? Folosește parametrii
omului contemporan. Nu parametrii societății din secolul V după Hristos sau mai rău dinainte de Hristos. Okay. Uite, asta este o pagină din Psalm, din Biblia ebraică, știu de atenția. Nu. Asta este Codexul Aleppo. Textul este pe două pagini și vedeți cum la mijloc s-au lăsat spații goale, acolo înseamnă că începe un nou vers. Nu l-au lăsat marginile, nu au lăsat spațiile goale la margini ca să apară textul franjurat și l-au pus spațiile goale la mijloc. Și atât cât au putut, e ușor să începi la o margine, dar e mai greu să termini la o margine. Pentru asta s-au fost tot felul de tehnici, anumite litere și numai anumite litere puteau să fie prelungite. Eru, de exemplu, Reș, vrea să fie prelungit cât 7-8 litere. Deci un Reș foarte lung. Sau Lame. Dar nu puteai să faci prelungiri la consoanele din tetragramaton. Deci erau tot felul de reguli scribale pe care ei le-au pus în felul acesta. Cântecul din Exod 15 e scris de o anumită manieră. Dacă nu era scris în felul ăsta, nu era acceptabil. Manuscrisul pentru a fi folosit. Ok. Împărțirea pe coloane. Uneori ne încurcă, pentru că face textul mult mai compact, mai condensat și atunci paragrafarea e greu de urmărit dacă apare. Că sunt multe versiuni care nici măcar nu împart textul pe paragraf. Când citești un roman, există paragraf. Numai în perioada postmodernă, acolo unde lucrurile astea, nici poezia nu mai are nicio normă, nici proza nu mai are nicio normă, acolo te poți întâlni cu texte scrise la îndala, care nu mai țin cont de nicio normă. Acum, cea mai complicată problemă, cred, sau mai complicată decât coloanele, este problema împărțirii pe versete. Așa numitele pasuchim au fost introduse de masoreți, le avem deja din textele masoretice, undeva în secolele 50 au fost introduse, dar în Bibliile noastre, așa cum le avem noi, numerotarea versetelor, ținând cont de această împărțire, cu foarte puține excepții, a apărut doar în Biblia din 1528. Și apoi mai târziu și în altele. Deci e o chestie care nu are o vechime foarte mare, comparativ cu alte lucruri, și scopul a fost primordial pentru a înlesni referințele de o parte și de alta baricadei. Evreii se băteau cu creștinii pe chestiuni de referințe biblice, aveau nevoie de asta. Ca să nu-i spună, după cum zice Biblia undeva, îi dădea referința mai exact. Și așa a fost contextul în care a apărut necesitatea introducerii versetelor. Acum, după cum ați constatat voi și vă, unele versete sunt mai scurte decât altele. Se vorbește de versetul cel mai lung, de versetul cel mai scurt și tot la fel și de capitole. Și uneori se pare că împărțirea cu versete n-a ținut cont de elemente specifice și dacă ar fi să le împărțim astăzi, probabil că le-am împărțit altfel, după cunoștințele care le avem. Când e vorba despre capitole, lucrurile sunt puțin mai complicate. Pentru că aici elementul care a contat a fost unul cantitativ. Adică să avem suficient de multe versete să fie citite la o ședință, într-o zi de sabat, când facem studiu biblic. Așa au apărut diverse structuri de natură liturgică la evrei, iar la creștini, începând din secolul XIII, introduse în Vulgata de stil momentă. Mai un pic și sare în aer? Ok. Deci undeva, la începutul secolului XVI, sunt introduse și în textul biblic, în Biblia rabinică, și apoi au rămas în felul acesta. Dacă Vladimirescu are dreptate că a provenit de la propunerea lui Rabbi Salomon ben Ismael, asta nu pot să vă zic cu siguranță, n-am putut verifica, dar el asta propune. Aici trebuie să avem atenție, pentru că anumite versiuni ale Bibliei au împărțit care urmează Septuaginta, iar altele au împărțiri care urmează mai îndeaproape Biblia ebraică. La Geneza nu avem probleme de genul ăsta,
asta, suntem relativ protejați. Prin profeți avem probleme, în cartea psalmilor avem diferențe. Bun. Acum, în ce privește paragrafele și pericopele, găsim practica aceasta încă din Biblia ebraică, din traducerea în aramaică, din Targumuri, pentru că era nevoia ca să se studieze, să se citească pe parcursul unui an sau unui ciclu mai mare de un an, tot Vechiul Testament. Se citea în lectură un pasaj în tandem, un pasaj din Pentateuch, un pasaj din Profeți. Ocazional, cu prilejul unor mari sărbători, se citea câte o carte integrală. Era Rut, Estera, Cântarea Cântărilor. Și pentru ca lucrul acesta se poată petrece, a fost împărțită Biblia ebraică pe pericope. Noi n-am păstrat împărțirea asta. Într-o pericopă intrau mai multe capitole, de regulă. Mergem pe o altă de principiu. Am păstrat capitolele și ce am mai păstrat, deși practica împărțirii paragrafe nu apare la toate versiunile, am păstrat intenția ocazională de a oferi și paragrafe. Însă, dacă veți uita cu atenție, împărțirea paragrafe diferă de la o versiune la alta, titlurile care sunt date acelor paragrafe diferă, iar unele versiuni preferă să evite o astfel de muncă și să dea în acord cu practica literaturii clasice, la începutul fiecărui capitol să dea un fel de cuprins a tot ce se petrece în acel capitol și apoi textul rămâne înlănțuit verset după verset, fiecare verset începe cu un rând nou. Dacă vrei să urmărești o narațiune și modul în care se desfășoară lucrurile, cred că pentru mine, cel puțin, o astfel de fragmentare a textului pe versete care încep cu rând nou este cu totul nefericită. Și o astfel de împărțire poate să creeze în mintea unora mai puțin educați impresia că fiecare verset este o unitate de sine stătoare. Și ar fi cea mai păcuboasă dintre toate. Biblia nu a fost dată ca și în versete. Noi ne mai salutăm cu versete, folosim versete să le scriem, să le rupem în context, le mai cităm în felul ăsta. Dar este un exercițiu teologic foarte modest. Da? Noi trebuie să citim Biblia în context. Fiecare verset în contextul lui. Textul ăsta a fost dat pe bucăți. Istoria lui Avram, istoria lui Isaac, istoria lui Iacob, istoria lui Iosif. Evanghelia lui Iisus. Are un cap și o coadă. Nu poți să iei un verset scos din context și să zici ce vrei tu din el. Adică poți să faci, nu te oprește nimeni, nici măcar legea. Dar o să dai socoteală de stilul ăsta. Da? Acum, avem tot felul de alte materiale auxiliare care variază de la o versiune la alta. Unele oferă trimite care pot să fie folositoare sau să încurce și mai mult. Unele ediții ale Bibliei iau notele explicative pe care un mare studist al Bibliei le-a făcut pe marginea Bibliei lui și ni le publică nouă ca și când el a avut o revelație prin faptul că a avut. Și ce bine că avem unul ca și Thomson sau mai știu care, că uite, avem apel la modul în care Dumnezeu l-a călăuzit cu el să studieze Biblia. Și poate să fie folositor. Și eu l-am folosit, că l-am fost tânăr. Dar poate să fie o proastă călăuză. Cum consider? Acum, normal că pe vremea aia nu aveam altceva decât când am găsit o Biblie Thomson așa băgată în țară, cum știam noi, a fost un fel de mană, știi? Dar acum cred că e depășită. Sau Cyrus Ingersoll, așa numita Biblie Scofield. Normal că primești împreună cu notițele lui și agenda lui teologică. El a fost dispensaționalist. Dacă studiezi Biblia Scofield, o să ajungi și un dispensaționalist. N-ai cum să fie altă. Sunt alte lucruri. Biblia de studiu inductiv, sunt notițele doamnei Kay Arthur.
pentru viață de plin avem domnul Stamps și așa mai departe. Și eu pot să-mi fac o Biblie cu notițe și la un moment dat, fiica mea să zic că trebuie să le publică. Tot a fost un mare... Dar ce eu trebuie să vă învăț pe voi ce eu știu sau să vă ajut să descoperiți cine spune Scriptura. Deci eu cred că e puțin exagerată chestia asta. Sunt folositoare anumite conexiuni, dar unele, probabil că Biblia nu le-a intenționat în felul acela. Da? Noi avem Biblia Cornilescu niște referințe încrucișate, nu știu de la cine au fost preluate, încă n-am făcut studiul ăsta, să văd din ce versiunea engleză, franceză, germană, de unde le-au fi preluat. Dar de cele mai multe ori... Poseimon, probabil, nu știu. Dar se pare că au fost folositoare. De câte ori le-am consultat, acolo unde n-au fost scrise în mod eronat, că se mai întâmplă și greșeli de tipărire, ele s-au dovedit folositoare. Ok? Pot să fie apoi alte lucruri, cărți, note explicative și Biblia traducerea în noua traducere românească are ceva de felul ăsta. Unele cu referire la documente, altele explicative cu privire la context cultural sau istoric. Există NIV-ul, Biblia cu aplicații care îți dă mai multe detalii. Aparatele astea pot să fie foarte sofisticate, le-ați văzut și voi. Ele pot să ajute sau pot să te încurce. Întotdeauna când faci exegeză, părerea mea este că întâi trebuie să pornești cu textul. Astea le poți ține acolo pentru după ce ai studiat textul. Să vezi dacă tu ce ai găsit se potrivește cu ce au găsit alții săraci. O săracul de tine. Care o să fie mai sărac. Dar când pornești de la început, fără să faci tema, pentru că ești grăbit, că n-ai avut timp, că e sâmbătă seara și nu trebuie să predici, sau e duminică dimineața mai rău, e prea târziu. Să mai faci exegeză. Și atunci apelez la mâncare masticată, sper să nu fie și digerată deja, ca să îi dai drumul și... Asta poate și mai rău. Se poate mai rău ca să te duci direct pe internet, să iei o predică și să te încurci când o rostești. Profesor, George Wacker predica 20 predici pe săptămână, ca să vezi. Da. De la un anumit moment dat se poate face asta. Deci aia înseamnă că degetul mic coincide cu locul unde se ascunde toată înțelepciunea asta din Biblie. Când deschizi orice pasaj și poți să vorbești. Încă n-am ajuns chiar la abilitatea asta. Dar Dumnezeu are milă de mine câteodată și fiind în adunare și ascultând, să-mi cad ochii pe un text și să-mi vină atunci ce trebuie să zic. Dar încă n-am ajuns să-și predic. Da. Dar mi se întâmplă. De la un moment dat, când ești plin de dai peste, îți vin foarte naturale legăturile. Când deja ai exegeza în degetul mic, poți să te uiți la un text numai să-l survolezi și deja să-ți faci niște notițe. Și să fii în stare să le susții cu referire chiar și la alte texte, din Profeți, din Noul Testament, dar asta e muncă complicată. Cel mai bine este să începi munca asta de luni dimineața, să o lași să coacă, să o reiei marți, să-i gândești și miercuri. Și atunci va ieși ceva de care nu se jenă. Ok. Nu vreau să mă uit peste toate Bibliile astea românești vechi, cred că nu-i cazul acum să stăm pe ele. Sunt și altele mai recente. Pentru noi ce contează este doar să știm că ele există. Ce mă interesează pe mine aici, cu privire la Geneza, ar putea să fie, dar nu prea, nu știu dacă avem acces la ea, Biblia Niculescu, Biblia de la Iași, care a stat, aici apare o greșeală, unul a fost despărțit de restul, Niculescu din 1974. Ar fi interesant, am pus-o aici pentru că din ea s-a inspirat mai mult Cornilescu, ar fi interesantă versiunea lui Gala Galachion, pentru că și ei s-au luptat contrar așteptărilor noastre, s-au inspirat, adică au tradus din Biblia ebraică și nu din Septuaginta, textul Vechiului Testament. Deci ei au făcut ceva stârnit fiind de noua revoluționară a traducerii lui Cornilescu, să facă și ei o muncă între asta, pur sânge, și s-au dus în Vechiul Testament direct la Biblia ebraică.
Gala Galaction, autorul pe care noi știm, sau Isculescu, părintele Isculescu, cum era știut atunci. Ar merita pentru noi, în munca pe care o vom face, să comparăm versiuni. Putem să ne ducem la oricare dintre traducerile Vechiului Testament în românește făcute de Biserica Ortodoxă, pentru că ele au la bază textul septuagintal, adică grecesc, așa încât, dacă vom vedea neconformări între Cornilescu și cealaltă, chiar dacă Cornilescu n-a tradus din originalul evreiesc, el a folosit o versiune modernă care a folosit originalul evreiesc, vom găsi neconformanțe, atunci vom ști că acolo e un punct nevralgic. Va trebui să sondăm mai mult. Biblia de la Iași se laudă Trinitarian Bible Society că au resuscitat-o, readus-o la viață, actualizând puțin limbajul. Îi dă la așa numai, ca să vedem. Ce l-a spus întrebat la traducerea de la Iași? Noua, cum îi zice? Traducerea Trinitariană sau nu? Da. Se laudă care la bază. Da, 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 da. Despre asta ziceam. Deci dacă vrem ceva mai contemporan, putem folosi ca aceea BTS-ul, în comparație cu Biblia Sinodală, în comparație cu Cornilescu și în comparație cu noua traducere românească. Astea sunt cam de tradiții puțin diferite. Și au ceva diferit nou de spus. Ce contează până la urmă este să conștientizezi ce lucrare ai în mână. Mulți deschidem Biblia, toate sunt Biblii. Nu. Cine a făcut-o? Cu ce scop a făcut-o? Și-a atins scopul. Ce s-a urmărit cu această nouă traducere? În ce fel se deosebește? Din ce limbă s-a tradus? În ce limbă s-a tradus? Că poate să fie toate să fie în limba română. Dar în ce limbă? În ce dialect al limbii române? E pe înțelesul multora. Este un limbaj sofisticat. Este, uneori se folosește mult arhaismele, tocmai în scopul de a reda mirosul acela de lume veche. Mie, sincer, mi-ar părea mai bine de o versiune care mă ajută să pricep, nu care mă curcă mai mult cu arhaisme și alte chestii. Până la urmă, aia poate să fie o chestie literară, un exercițiu academic, un exercițiu critic cu note de subsol detaliate în care se facă referire la toate traducerile în limba română care există până acum și modul în care au fost traduse anumite cuvinte. Dar pentru mine, ca și un căutător onest al căutării, al voii lui Dumnezeu, s-ar putea să mă încurce mai mult lucrurile astea. Vreau să văd acum exact o Biblie pe înțelesul meu. Și din păcate, așa cum au zis unii credincioși, noi lucrăm 10 ore la Faraon, mai apucăm un pic pe acasă să mai mișcăm niște treburi administrative, ne mai rămâne puțin timp pentru chestiuni personale, și atunci citirea Bibliei este un exercițiu prea complicat. Unii zic, lasă, ne explică duminică. Și păcat că se întâmplă asta. Și va trebui cumva să facem, să-i ajutăm pe oamenii ăștia pe care noi slujim, să facă din exercițiul de citire a Bibliei un exercițiu cu real folos. Cred că o Biblie cu material auxiliar, cu notițe, chiar pe pagină, unde citești, ai o problemă în text, ai repede o referință, asta înseamnă. Asta ar ajuta mai mult. Dar așa a apărut NIV Application Bible, unde chiar și aplicația, dacă Avram a făcut așa, eu cu ce mă aleg de aici? Și imediat te transpune din lumea de atunci în lumea de astăzi. Te duce în lumea aceea cu tot felul de notițe la contextul sociocultural și istoric, dar te aduce înapoi zicând, nu crezi că ar trebui să găsim aplicația asta aici? Sau cărți de studiu, un fel sau altul, care merg pe cărți biblice și parcurg textul bucată cu bucată și frământă împreună cu tine, ar putea să fie de mare folos. Mi s-a dus timpul.